Ai fost la poliție. Da. Te-au dus ei cu mașina și cu agresorul. Da. Și unde te-au luat, în sat sau la raion? În sat, în sat. Ok, și? Și pe mine mă sunt afară, dar dă și arată înăuntru, dăsul. Și nu și a spus el acolo ce a scris el, că am încercat să văd ce a scris el, nu ne-a primis. Mi-a zis că sunt amendat cu 300 de lei, dar pentru ce, acum puteți voi faceți procesul fără să văd eu, nu. Și nu i-a făcut, practic, nu a făcut niciunui poliția, nimic. Dar poate l-a Că a amendat și scos pe el, că bunda. e de obicei când e o ceartă, când e un Nu. conflict, amendează pe amândoi. Nu. Ți-au Nu. spus E ei sau aici. cum? Da, a zis că nu, el nu e amendat. Dar el, aici, care m-a greșit, care m-a lovit pe mine, a ieșit zâmbind din nuntru de la dâșe. Și crezi că s-a întâmplat? Cum i-o convins? Cu bani. Că nu, a noștri stare e o mită. Oho. Și ai de gând să plătești? Nu, n-am de gând să achit. Dar ce scrie Nici acolo în să achit. proces verbal? Ce articol e invocat? Ai semnat că l-ai primit? N-a semnat, domnul. Abdar, cum ți-o dat dacă... Cum de ți-o dat o copie dacă n-ai vrut să semnezi? Nu și-a zis, n-a copia, că nu noi trimitem prin poșa, și mai cum pe mine, că dacă nu eu acum la mine să am proces, să vreba că ne-a făcut 300 de lei, apoi trimite unul prin poș cu 1000 ceva de lei, cu 1500 să achie, dacă nu eu pe asta care ne-a dat ei acum. Și poți citești ce scrie acolo, ce articol e invocat, ce faptă. Da. 354. Așa, huliganism. Da, dar Și eu am fost agresat. câte unități convenționale? Da, nu se înțelege. 6, Nu se 6 înțelege. cred că dacă-s 300 de lei sau cum. Da, cam așa ceva, trebuie să șase. Dar în cât? În 10 zile poți plătește în jumate 150 de lei. Sau în Nu, 15 zile, trei zile. în 3 zile poți În trei plătește în zile. jumate, da? Da. Sau în 15 zile scontești la judecătoria probabil Soroca cu sediu în Șoldănești, da? Sau nu, trebuie să te duci la Da. poliție cu contestația și îi trimit în instanță. Nu mi-a spus nimic, a zis hachet, dacă nu... Ei, pe vers o vezi că scrie chestia asta. Pe vers o vezi că e mult text, dar pe vers o explică. În 16 zile poți contesta. În maxim 16 zile, că poți contesta chiar azi. Am întrebat cum, adică m-a bătut la mine în ogradă, la mine, și toți au zis vinovat cum eu să achiz. Dar eu am început să râd, care a fost patru poliți în cărnie. Am început să râd, s-au uitat la mine și a început să râde. Dar de ce n-ai scos camera să filmezi cum râd? Nu ne-a luat voi, am Dar dat pe să unde scoat era? și ne-a Dar pe luat unde era telefonul cu camera? mine. O stat... Telefonul tău a stat la polițist în mână? Telefonul am dat să scot să filmez, să arăt Așa. cum lucrează ea. Așa. Și ne-a luat telefonul din mână. A zis, cu ce eu că n-aveți drept? Și ne-a luat și s-a râs în față la mine. Așa. Și cât timp a ținut telefonul la dânsul? Cam vreo 3 ori m-a ținut, 2 ori cam ies, 2 ori ceva m-a ținut la dâșă cu telefonul. Și telefonul era la dânsul Nu. în mână. N-ai putut să faci nimic cu Da, el. cum să... Nu. Eu zic că trebuie să scrii plângere penală pe comportamentul polițiștilor și să ceri un avocat de stat pentru că probabil n-ai venituri mai mari de 2200 pe Nu. membru de familie. Trebuie să Nu. ceri avocat de stat și pentru contestația asta și pentru plângerea penală. Îți dau Dar acuși... poate acum, la... Și nu, dar se poate Nu, făcut. La noi, la Șorlănești, nu faci nimic. Nu faci nimic. îmi pare că au un oficiu la Bălți. Aha. Îți dau acuși adresa și probabil ai scrie un e-mail dacă știi cum, dacă nu te ajut eu. Da. Și ai cere avocat de stat. Și acel avocat sau acea avocată, dacă o să fie femeie, o scrieți împreună plângeri la procuratură și contestații la judecătorie. Ok, mulțumesc pentru mărturie, pentru curaj. Bine. Și ținem legătura, încercăm să facem față abuzurilor polițienești. Poate o să ajungă Da. video-ul ăsta și la ministra nouă a afacerilor interne. Da, sperăm. Noroc!